informație de a folosi cu mine tot timpul. Mai ales acum, condițiile meteo sunt nefavorabile. De ce opriți, de ce plecați. Asta e problema dumneavoastră. Trebuie să fiți atenți la drum, da? Nou autoturism intrat în dotarea poliției. Am putea spune că având în vedere faptul că zona turism 4x4 dotat cu semnale luminoase, acustice, pentru a ne deplasa către evenimente sau dintr-un loc în altul unde suntem solicitați, mai în siguranță atât pentru noi, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, fiind mult mai vizibili față de autoturismele mai vechi care le avem. De asemenea, municipiul Roman este tranzitat de drumul național 2, un drum cu foarte mare valori de trafic. În momentul când se întâmplă evenimente și traficul este blocat, ambuteiajul se formează pe kilometri întregi. Deplasarea la fața locului trebuie să fie rapidă pentru a putea decongestiona traficul în zonele blocate. Ne permite, într-adevăr, o deplasare mai rapidă față de celelalte și, într-adevăr, cum spunea și colegul, și mai în siguranță și pentru noi, pentru că contează și siguranța noastră. Referitor la alte dotări, el este cu un aparat de măsurare vitezei de tip TruCam. El este portabil, poate fi utilizat prin orice autovehicul al Poliției României. Măsurarea este mult mai precisă, deoarece este o variantă mai modernă a radarilor. Și aș încerca să evit, dar până la urmă să știți că mulți conducători auto încearcă să fugă de noi sau să evite anumite repercusiuni care ar putea luate împotriva lor când săvârșesc anumite contravenții. Putem, într-adevăr, cu dotarea care avem acum să-i interceptăm, să-i ajungem mai repede. Și astăzi ne propuneam să acționăm pentru reducerea riscului rutier în privința conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, condițiile meteo. Ne profităm de ocazie să adresăm niște recomandări conducătorilor auto cu privire la conducerea în aceste condiții meteo și ținând cont de apropierea sărbătorilor pascale. Dragilor, dacă porniți la drum, vă recomandăm să conduceți cu prudență. Dacă nu aveți suficientă experiență la volan, luați-vă timp de odihnă, luați-vă un timp mai mare de parcurs întreaga distanță, astfel încât să ajungeți în siguranță la destinație. Dacă aveți experiență, vă recomandăm să nu călcați viteză, să nu călcați pedala de accelerație, să respectați regimul legal de viteză. Tuturor conducătorilor auto le recomandăm să nu consume băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise, să fie odihniți atunci când se suie la volan și să țină cont de afecțiunile medicale, dacă au astfel de afecțiuni, să nu le afecteze capacitatea de a conduce. Totodată profităm de ocazie să vă anunțăm că începând de săptămâna trecută, în dotarea Inspectoratului de Poliție Județeană Neamț, s-au primit două autospeciale noi, dintre care una se află în dotarea colegilor de la Roman și trei pistoale radar, dintre care unul se află tot în dotarea colegilor de la Roman. Considerăm că aceste dotări ne vor ajuta să prevenim producerea de evenimente rutiere grave, acesta este și scopul lor și sunt în beneficiul tuturor cetățenilor din județul Neamț. Pauză mai mare, timp de efectuat fără pauză, o oră, depășit cu o oră și 47 de minute, nu are încadrare suficientă, iar de când are cardul, tahograf, 21.06.2022, până în prezent nu a descărcat niciodată datele de pe cardul tahograf. Asta e sancțiune care se aplică firmei de transport.